Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat că cei care au lucrat în regim de telemuncă vor primi 2.500 de lei pentru achiziționarea de echipamente. Banii se vor aloca o singură dată. Aproximativ 700.000 de persoane vor beneficia de aceste sume de bani. Am introdus în nou job prevedere care se adresează celor care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență și pe care dorim să-i încurajăm în măsura în care fișa postului lor se pretează la desfășurarea activității în afara spațiului clasic de lucru printr-o sumă de 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat, urmând ca banii să fie acordați o singură dată pentru echipamente necesare desfășurării activității în regim de telemuncă. Suma se acordă angajatorilor pentru angajații care ar fi trebuit să fie în perioada stării de urgență prestând activitate de telemuncă pentru minimum 15 zile. Impactul bugetar este de 2,5 miliarde de lei, iar acest proiect beneficiază de aproximativ 700.000 de oameni. Nu este singura măsură pe care guvernul a anunțat-o. Astfel se dorește și sprijinirea reducerii cu până la 50% a timpului de lucru al angajaților. Dacă apelezi ca angajator la reducerea timpului de muncă pentru angajat, tu îi vei plăti cu 50% din salariu, iar statul oferă o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul inițial și salariul de după modificarea programului de muncă. Trebuie să știți că sumele se vor plăti prin același mecanism de rambursare ca la șomajul tehnic.